Timp de 5 zile, autobuzul electric al unei firme din Cehia a fost testat de către Regia Autonomă de Transport în Comun din Constanța. Costul de achiziție este 350.000 de euro, însă nu reprezintă o atracție, ba chiar reprezintă o restricție pentru un oraș cum este Constanța. Probabil, dacă ne ajută Dumnezeu, dacă vom fi sănătoși, peste vreo 10 ani poate înființăm și noi o linie verde cu 10-15 autobuze electrice, până atunci și dânșile vor face mai ieftin și noi vom fi mai bogați peste 10 ani și cam așa văd eu problema. Un transport full electric într-un oraș de mărimea Constanței, mai degrabă de 10-15 ani, nu-l văd realizat. Așa din cum cunosc eu piața. La un asemenea preț, totul ar fi trebuit să fie lapte și miere, însă situația nu este deloc așa. În urma testelor, atât angajații RATC cât și călătorii au observat destule deficiențe ale autobuzului. Ca neajunsuri care le-am constatat la acest autobuz, ar fi la deschiderea ușilor, șoferul nu observă bine persoanele care urcă și coboară în mijlocul de transport. Nu poate să seziza intenția cuiva care se mișcă mai greu, de exemplu un bătrân, un copil, să urce sau să coboare. De asemenea, spațiul din spatele autobuzului este greu accesibil în momentul când e un grad de aglomerare mărit. Autonomia autovehiculului este de aproximativ 150 de kilometri și nu ar putea să ruleze o zi întreagă pe un anume traseu. De asemenea, costul bateriilor este deosebit de mare. Singurul avantaj este legat de economia de combustibil și, bineînțeles, de faptul că autovehiculele sunt ecologice. A rulat în medie 80-100 de kilometri pe zi, iar pentru încărcarea bateriilor s-au consumat în medie între 50 și 70 de kW la fiecare încărcare. Una peste alta s-a înregistrat un consum de 0,8 kW pe kilometru sau 80 de kW la 100 de kilometri. Economia realizată se situează undeva între 65 și 70%. Firma cehă își va continua periplul cu autobuzul electric în Bulgaria. Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța nu dorește să cumpere un astfel de autovehicul, însă continuă experimentele. Luna viitoare, o firmă chineză vine cu un alt autobuz electric lung de 12 metri care va fi testat pe străzile din Constanța.